Și garda ce face? Garda este lângă el, scoate al doilea telefon și face poză la primul telefon. Nu face screenshot de pe telefonul ăla, pentru că screenshot-ul, aplicațiile ca Wicker-ul sau Instagram-ul, îi dă mesaj omului ăla că s-a făcut screenshot. Deci nu face screenshot cu telefonul, face poză de pe un telefon pe altul. Salut, sunt Vlad Bilz, vă uitați la Hail Life. Salutare și bine ați venit la High Life, episodul 2, emisiunea mea despre legea și drogurile din România, tot ce ați vrea să știți despre lege și droguri. Astăzi o să vorbim despre cum te prinde garda. Este o întrebare pe care și-o pun foarte mulți oameni, mai ales aia care fumează iarbă și sunt paranoici. Și astăzi o să vă spun tot ce trebuie voi să știți vreodată despre cum vă prinde garda ca și consumatori, ca și dealeri. Dacă vă prinde noaptea, dacă vă prinde ziua pe stradă și tot ce mai doriți să știți. O să începem cu primul și cel mai important lucru la care se gândește toată lumea, percheziția. În legea din România, singurul moment când poliția ar avea nevoie de mandat ca să facă o percheziție este atunci când intră peste tine în casă. Mandatul ăla se numește mandat de percheziție domiciliară și este emis de către un judecător de drepturi și libertăți, nu de către poliție, nu de către parchet sau de către procuror. Dacă vi s-a întâmplat vreodată să fumați un joint la voi acasă și să vă gândiți dacă miroase iarbă pe hol și vine poliția peste mine în casă și îmi confiscă jointul, contează foarte mult la ce oră îl fumezi. Există un interval de liniște al percheziției care este între ora 10 seara și 6 dimineața. Un interval în care poliția nu poate să intre peste tine în casă să îți confiște marfa. Există niște excepții de la regula asta, dar doar în cazuri foarte grave, când să zicem că vrei să omori două fete din Caracal, salutări domnule Gheorghe Dincă. De ce v-am spus chestia asta cu mandatul de percheziție domiciliară? Pentru că tu, în momentul în care ai ieșit pe ușa casei tale afară, poliția nu mai are nevoie de niciun mandat ca să te percheziționeze, indiferent că tu mergi pe stradă, ești într-o mașină ca și conducător sau ca și pasager, sau ești la festival sau fumezi un cui în vama veche, poliția nu are nevoie de un mandat de percheziție și nu are nevoie de un motiv foarte logic. Poate să zică că ai avut un comportament suspect sau că păreai dubios prin ceea ce făceai și poate să îți confiște jointul. Niciodată nu e ok să fumezi în spațiu public, pentru că mereu ești supus percheziție. Eu nu am mai fumat jointuri în spații publice de când eram mic, de când stăteam cu părinții și nu mai aveam unde altundeva să mă duc să fumez, că stăteam cu părinții acasă și mirosea acasă și atunci și iarna, dacă era minus 10 afară, mă duceam să fumez joint afară în frig în stradă. Cât de în detaliu poate să te percheziționeze oricând? Depinde cât de zelos e gaborul. Mi s-a întâmplat să am parte de percheziții în care să mă pună să mă descalc și să am parte de percheziții între ghilimele în care să mă întrebe, ai drogul la tine? Le-am zis că nu și nici măcar nu m-au mai percheziționat. Bine, eram și îmbrăcat frumos, trebuie să recunosc că aveam un palton. Ce voiam să spun în continuare despre percheziție? Oamenii poate să te percheziționeze și dacă ești pe plajă, în vamă, peste tot, oriunde ai fi în spațiu public. Eu nu am mai făcut asta să fumez joint de când eram copil, să-l fumez afară. Ok? Și acum mi se pare stupid să faci asta. Nu mi se pare deloc că ești gangsta. Oamenii pe care îi vedeți voi la 30 de ani că beau peturi de bere în fața blocului și fumează joint în fața blocului, nu sunt gangster. Gangsterii fac asta la ei în față la vilă. Oamenii ăia la 30 de ani încă mai stau cu părinții și nu au unde să facă așa ceva decât la colțul blocului. După ce am ajuns să-mi permit o chirie, o cazare sau un loc unde am să am chiar la ușă, n-am mai făcut niciodată chestia asta în spațiul public. Și acum haideți să vă spun cum te prinde garda ca și consumator, după care cum te prinde garda ca și dealer cu marfă la tine. Cum te prinde garda ca și consumator? 1. Ieși cu ceva în evidență. 2. Faci mișcări prea bruște. Cum m-a prins pe mine garda odată? Plecam de la Ștefan cel Mare pe la 1 noaptea, trebuia să mă duc la mine acasă la Piața Sudului și pentru că eram sărac și sărman, am luat autobuzul. Nu aveam bani de taxi să mă ducă până în fața blocului. Ajung cu autobuzul la Piața Sudului, la stația de autobuz și trebuia să mai merg 3 minute pe jos până la mine acasă. Atât de aproape
și totuși atât de departe. Cum mergeam eu alea 3 minute pe jos până la mine acasă, mă oprește o mașină de poliție, vine mașina de poliție așa pe lângă mine, dă polițistul geamul jos, îmi face semn cu mâna să mă apropii. Mă apropii, erau 3 polițiști în mașină, omul cu geamul jos s-a dat jos din mașină, ceilalți 2 au rămas în mașină. Bun. Îmi cere buletinul, îi zic că n-am buletinul, dar îi dau CNP-ul, verifică CNP-ul în stație, vede că am cazier pentru trafic de droguri. Vede că am cazier pentru trafic de droguri, pentru că mi-am ajutat un prieten cu jumătate de gram de cox. Și omul ce face? Mă întreabă de unde vin la ora asta, îi zic că am fost la un prieten, mă întreabă ce am făcut, îi zic că am stat, după care mă întreabă dacă am consumat ceva, i-am zis evident că nu, și a ciocănit în geamul mașinii ca să se dea jos și ceilalți 2 polițiști din mașină. După ce s-au dat jos și ceilalți 2 polițiști din mașină, a început percheziția. Nu știu nici acum de ce a ciocănit în geam, probabil ca să fie și ei martori la percheziție sau să mă prindă în cazul în care voiam să fug. Și m-au percheziționat în toate buzunarele, peste tot, mi-au mirosit geaca să vadă dacă miroase a iarbă. Singurul meu noroc în cazul ăla a fost că nu aveam iarbă pe mine și nu aveam marfă la mine, altfel o beream rău de tot. Unul dintre polițiști care n-a văzut că am cazier în stație m-a întrebat ce s-a întâmplat. Băiatul cu stația în mână a zis, păi uite, în 2020 trafic de droguri. Și eu m-am simțit jignit și am zis, domnule, eu sunt un om care a făcut o facultate, a citit niște cărți. Am un loc de muncă, fac stand-up comedy, am niște preocupări. Faptul că s-a întâmplat ceva în 2020, voi nu puteți să mă judecați în prezent pentru ceva ce am făcut în trecut. Lumea se mai schimbă, lumea mai învață lecții despre viață. Nu poți să judeci prezentul unui om după trecutul lui, pentru că atunci când apar evenimente majore, el încearcă să se schimbe ca să nu mai trăiască același lucru din nou și din nou. Și le-am explicat frumos lucrul acesta, oamenii m-au lăsat în pace, au plecat și au văzut de treaba lor. Ok, asta este și ce vreau să vă spun, de ce v-am spus povestea asta, pe mine m-a oprit pentru că era 2 noaptea și eram singur pe stradă, nu era nimeni pe stradă la ora aia, nu aveau pe cine să oprească decât pe mine. Asta este un exemplu când atragi în mod nedorit atenția asupra ta. Al doilea caz, atragi nepotrivit atenția asupra ta, este cazul în care faci mișcări mult prea bruște și am citit o grămadă de dosare în care 2 tineri stăteau pe o bancă în parc și la vederea unui echipaj de jandarmerie devin prea agitați, se ridică de pe bancă și pleacă într-un mod bizar. Sau câțiva tineri merg pe stradă în Vama Veche și la vederea unui echipaj de jandarmerie fac brusc dreapta. Trebuie să înțelegeți că jandarmeria și poliția sunt ca niște animale de pradă care simt și miros frica și își dau seama când faci mișcări prea ciudate. De ce toți oamenii din parcul ăla au stat liniștit pe bancă când a venit jandarmeria, numai puștia s-au ridicat? De ce toată lumea care mergea în Vama Veche și a continuat mersul și direcția când a văzut jandarmeria, numai oamenii au făcut repede dreapta? Prin genul ăsta de mișcări foarte subite, ești foarte mult în evidență. Eu înțeleg că atunci când fumezi multă iarbă și ai foarte multă anxietate, te panichezi foarte tare și ți se face foarte frică, dar trebuie să te comporți absolut normal, ca și când nu ai mai avea marfă la tine și ca și când nu ai mai avea nimic de ascuns la tine. Dacă te comporți de parcă, oh, nu, am marfă la mine, trebuie să scap cumva, hai să fac repede dreapta sau hai să mă ridic de pe bancă, poliția o să vadă și o să sesizeze cât de repede, cât de brusc te-ai mișcat și mai mult ca sigur o să te oprească pentru asta. Cum te prinde garda ca și dealer? Este un răspuns foarte simplu, 16, turnătorie. Vreau să vă intre în cap următoarea frază. Nu este vorba niciodată despre aplicațiile cu care vorbești cu oamenii. Este vorba despre oamenii cu care vorbești pe aplicații. Este absolut irelevant pe ce aplicații vorbești tu cu oamenii. Eu știu că foarte mulți dealeri se uită la seriale americane cu tot felul de hacker gen CSI New York și se gândesc că la DeCode lucrează oameni atât de talentați că sunt capabili să spargă serverele la Facebook, de la Apple, de la Instagram, de la Wicker, de la Telegram, de la SureSpot sau de la mai știu eu ce. Este o vrăjeală. Oamenii ăia, dacă erau așa de talentați, se duceau să lucreze pentru FBI pe Fifth Avenue în New York,
nu lucrau pe calea Griviței 25 la DICOT. Niciodată nu se poate să spargă serverele alea și nici măcar dacă DICOT-ul ar cere frumos datele de la Facebook, de la Apple, nu le-ar da niciodată. A fost un caz celebru înainte cu o persoană care era cercetată pentru terorism de către FBI și FBI-ul le-a cerut datele de la iPhone-ul lui celor de la Apple. Și cei de la Apple au refuzat. Apple-ul valora 3 trilioane de dolari ca și capitalizare pe piață, ca și market cap, ca și valoare. Și și-ar fi dat seama că ar fi fost un prejudiciu uriaș pentru imagine să se afle că datele utilizatorilor nu sunt în siguranță și că le dau ei mai departe la FBI. Și atunci Apple a refuzat FBI-ul să le dea datele lui băiatul ăla. Vă dați seama că nici Apple, nici Facebook, nici Instagram, nici Wicker-ul nu dă doi bani că a venit DICOT Cernăuți să le ceară datele. Nu o să le dea niciodată și nu o să spargă nimeni nimic niciodată. Este vorba doar de 16 și doar de turnătorie. Să zicem că tu ești un dealer mai mare și ai niște dealer mai mici care cumpără marfă de la tine. Unul din ei, din clienții tăi, dealer, este foarte prost, merge singur cu mașina la 3 noaptea pe stradă, îl oprește garda, că merge singur cu mașina pe stradă, îi găsește o cantitate care nu poate fi justificată pentru consum propriu, gen mi-am luat și eu mai mult să am ce să fumez în următorii 5 ani și garda e la modul, nu o să mai fumez în următorii 5 ani, crede-ne. Și omul trebuie să facă 16 ca să își reducă pedeapsa la jumate. Sunt foarte mulți oameni care cred că 16 sau turnătoria te scapă de vină. Nu te scapă de vină, îți înjumătățește pedeapsa, limitele pedepsei. Pentru iarbă și chei, ai în minim 2 ani de pușcărie ca trafic, maxim 7 ani. Dacă faci 16, ai un an minim, 3 ani jumate maxim. La celelalte droguri, la drogurile de mare risc, adică boabe, speed, MD, timbre, 2CB, cocaină, heroină și așa mai departe, ai, țineți-vă bine aici, minim 5 ani de pușcărie, maxim 12 ani. Cu o reducere a pedepsei la jumătate, înseamnă minim 2 ani jumătate de pușcărie, maxim 6 ani. Când vine vorba de atâta pușcărie, nimeni nu este Iisus Hristos să se jertfească pentru umanitate. Nimeni nu zice, lasă frate, comandă tu și mănâncă McDonald's în libertate, că mă duc eu la pușcărie să mănânc 4 biscuiți cu o lingură de gem. Nimeni nu zice, du-te tu în vacanță în Vama Veche, că stau eu la pușcărie să mă uit la TV cum se distrează românii în Vama Veche, că sunt 50 de grade în arest și nu avem aer condiționat. Du-te și tu, stai tu în pat cu prietena, că mă masturbez eu în paravan sau în baie. Nimeni nu face așa ceva, toată lumea își vede propriul interes, nimeni nu e Iisus Hristos să se jertfească pentru umanitate. Și probabil vă gândiți cum te prinde garda ca dealer dacă nu poți să spargă serverele și nici nu poți să le ceară frumos de la corporațiile americane. Băiatul ăla cooperează cu ei și garda face poză la telefon cu telefonul lor. Ce înseamnă asta? Băiatul care te toarnă, vorbește cu tine pe orice aplicație posibilă, nu contează că e Wicker, Telegram, SureSpot și așa mai departe. Și garda ce face? Garda este lângă el, scoate al doilea telefon și face poză la primul telefon. Nu face screenshot de pe telefonul ăla, pentru că screenshot-ul, aplicațiile ca Wicker-ul sau Instagram-ul, îi dă mesaj omului ăla că s-a făcut screenshot. Deci nu face screenshot cu telefonul, face poză de pe un telefon pe altul. Și chestia asta este foarte importantă, pentru că tu degeaba setezi timp de distrugere 60 de secunde pe Wicker, degeaba setezi story-ul pe Instagram la 15 secunde să dispară sau pe Messenger conversație privată 15 secunde, este absolut inutil, pentru că deși dispare de pe telefonul ăla, rămâne filmat pe al doilea telefon, rămâne filmat aici și filmarea asta nu mă șterge absolut nimeni. Știu că e șocant că nu se gândea nimeni că este atât de ușor să filmezi cu un telefon ecranul și conversația de pe celălalt telefon, dar efectiv este atât de simplu. Asta este una din probele care se aduc la dosar, faptul că face poză cu un telefon de pe al doilea telefon. După care ce se întâmplă? Băiatul care vrea să își reducă pedeapsa la jumătate, se duce, cooperează cu garda și cumpără marfa de la tine,
și o duce la laborator ca să se demonstreze că aia chiar era marfă, că alea chiar erau niște timbre de LSD, că nu te-ai apucat tu să decupezi un calendar cu pisici și să-i dai lui țeapă după aia, că ăla chiar era cox, nu era cretă, nu era aspirină, paracetamol și așa mai departe. Nu o să fie arestat în momentul în care-i vinzi colaboratorului sub acoperire marfa, o să fii prins la o lună după cât timp ei adună toate dovezile, conversațiile de pe Wicker, probele de laborator, cât timp fac rost de acel mandat de percheție domiciliară de la judecătorul de drepturi și libertăți ca să poată să intre peste tine în casă să vadă câtă marfă ai și din momentul în care tu îi dai marfa, timpul se scurge împotriva ta. Așa te prinde garda ca și dealer. Feluri în care pot urmări traficanții de droguri și pe care le folosesc? Se poate întâmpla, de exemplu, dacă ești un dealer care stai cu părinții și nu poți să vinzi marfa cât timp stai tu cu părinții la tine în casă, să vinzi în spațiu public, să te duci într-o parcare, într-un supermarket sau la colțul blocului ca să-i vinzi la colaborator marfa, în momentul în care dincotul trece cu o mașină în viteză și face poze din mașină sau face poze din alte locuri unde te poate fotografia în spațiul public să aibă dovezi că tu te-ai întâlnit cu omul ăla. De aceea mulți dealeri care se respectă și au bani și au o chirie separat de părinții lor, vând marfa la ei acasă unde sunt înconjurați de patru pereți și nu are nimeni cum să le facă poze din exterior. Ce vreau să vă mai spun este că în lumea drogurilor în general nu prea ai prieteni adevărați, sunt oameni care doar își vor interesul, fie pentru că tu ai droguri la tine, fie pentru că ei au droguri și nu vor să se drogheze singuri și te cheamă și pe tine să te droghezi cu ei. Nu există nimeni să fie prietenul tău adevărat. Sunt oameni care sunt dispuși să îl toarne și pe frasul la modul cel mai adevărat al cuvântului, fără să nu fie nicio metaforă în joc. Eu când am fost arestat pe secția 15, era un băiat care aducea cox pe ruta Belgia-România, îl aducea cu avionul, vreo 300-400 de grame de cox neîndoite. Dicotul l-a așteptat la aeroport și omul l-a turnat pe frasul ca să-și ducă pedeapsa la jumate. Când spun că era frasul, nu este o metaforă cum se înțelege de obicei la petreceri. Când zici ce faci bro, bine frate, ce faci frate, fratele meu și așa mai departe, doar pentru că te simți bine și sunteți împreună doar la bine. Omul era frasul în adevăratul sens al cuvântului. În sensul în care au crescut împreună, aveau aceeași mamă, au trăit în aceeași casă și așa mai departe. Și nu a fost dispus să se sacrifice ca să-i fie lui frasul bine, a vrut el să trăiască mai bine. Băiatul cu turnătorie a luat 3 ani și 4 luni, fratele lui a luat 6 ani pentru că nu a mai avut pe cine să toarne. Să nu crezi că o să aibă cineva milă de tine doar pentru că ești bro. Oamenii sunt foarte egoiști și își doresc să se simtă bine. Este mult mai bine să-ți faci niște prieteni în afara acestei lumi a drogurilor, să-ți faci prieteni la sală, să-ți faci prieteni care fac un sport, să-ți faci prieteni la locul de muncă, oameni cu care poți să muncești și să realizezi ceva împreună cu ei și să vezi că ai ieșit un lucru minunat împreună cu ei. Cum te-au prins pe tine? M-a rugat un prieten să-l ajut cu jumătate de gram de cocaină, m-am dus la dealerul meu, pentru că el n-avea de unde, am luat gramul ăla de cocaină, jumătatea de gram i-am dat-o lui. Era un băiat care de revelion, eu l-am rugat pe el să mă ajute cu o pastilă de ecstasy și el m-a ajutat cu pastila aia de ecstasy. Nu m-aș fi gândit niciodată că el o să facă 16-le pe mine și o să mă toarne. S-a întâmplat, cum v-am povestit până acum, că erau poze făcute pe Wicker, eu vorbeam pe Wicker cu el și omul stătea lângă garda și făcea garda poze cu telefonul. I-am dat cocaina în ianuarie și am fost arestat în februarie la aproape o lună distanță cât au luat toate probele. Eu în perioada aia stăteam la cămin privat la Arca Vitan în sectorul 3 din București cu niște colegi care eu credeam că sunt prietenii mei și după aia mi-au dat bloc pe toate aplicațiile posibile. Ei erau doar consumatori și să nu ia și pe ei garda că consumă. M-am trezit într-o zi la 6 dimineața când se termina perioada de liniște la percheziții. Lăsasem ușa deschisă pentru că un coleg de la mine din cameră s-a dus la o fată în alt cămin și trebuia să se întoarcă dimineața și n-am mai încuiat ușa. Au intrat peste mine în casă îmbrăcați în civil, deci nu erau mascați cu cagule pe față, doar întrebând unde-i cocaina, unde-i cocaina. Eu m-am trezit așa brusc. Eu în seara aceea am fost la o tipă care mă știa de la stand-up, am plecat de la ea la 4 dimineața după ce fumasem foarte mult weed și la 6 dimineața m-a sculat de icotul.
Ok, au intrat oamenii peste mine în camera de cămin, mi-au arătat legitimația, că uite ce scrie aici de ICOT, mi-au arătat mandatul de percheziție domiciliară emis de către judecătorul de drepturi și libertăți, mi-au zis că am la dispoziție o oră ca să îmi chem un avocat. Eu, în momentul acela, nu cunoșteam niciun avocat, nu aveam niciun număr de avocat în telefon, nu aveam bani de avocat, aveam un orgoliu absolut stupid să nu-mi sun părinții să le spun ce s-a întâmplat, să nu afle. Și atunci le-am zis, nu-mi trebuie niciun avocat, au controlat toată camera, n-au găsit nimic, eu nu eram dealer, eram un băiat care consuma și îi mai ajutam prietenii care mă ajutau și ei la rândul meu, n-au găsit nimic, m-au luat, m-au dus la audier la DICOT, unde am avut avocat din oficiu. Asta a fost o greșeală mare, pentru că avocatul din oficiu niciodată nu ține cu tine. Avocatul din oficiu mereu ține cu parchetul, nu-l interesează niciodată. El ia aceiași bani, indiferent de rezultatul dosarului, indiferent dacă ești achitat, dacă îți iei cu suspendare, dacă îți iei de, cu executare. Avocatul din oficiu ia exact aceiași bani. Și atunci nici măcar nu-i pasă, îți spune să recunoști fapta, fără măcar să se uite pe dosar și pe probele pe care le are parchetul, doar îți spune să recunoști fapta ca să se termine mai repede, să nu-și mai piardă timpul. Este foarte gravă chestia asta, pentru că odată ce recunoști fapta, este foarte greu să o mai iei înapoi. Nu poți să zici că, domnule, a făcut parchetul presiune pe mine, eu nu mai recunosc fapta, pentru că pierzi beneficiul de o treime din pedeapsă. Adică tu, dacă ai minim 5 ani, se poate reduce cu o treime dacă recunoști. În schimb, poți să recunoști asta în tot decursul procesului penal. Tu, dacă la început nu recunoști sau îți prezeri dreptul la tăcere și spui că eu nu vorbesc în fața parchetului, vorbesc doar când mă duceți la judecători, poți să recunoști după aia. Dar dacă deja ai recunoscut fapta, este foarte greu să mai iei înapoi. Înțeleg că este un deal pe care poți să-l faci cu procuratura, în care tu dai pe cineva și primești ceva în schimb. Ce vor ei să obțină de la tine în privința celui pe care îl dai în primire și ce oferă ei celui care dă în primire? Îți oferă în primul rând articolul 16, faptul că ți se reduc limitele pedepsei cu jumătate, faptul că nu o să te mai propună pentru arest să te duci pe secția 15 sau pe arestul central, o să te propună pentru arest la domiciliu sau pentru control judiciar. Și tu trebuie să le dai pe cineva, nu în sensul în care să le spui că ăla face nu știu ce, că ei nu au nicio dovadă. Așa pot să zic eu despre nu știu câți vecini că fac asta, doar nu o să spargă poliția ușa la 20 de vecini, doar pentru că am zis eu chestia asta. Tu trebuie să îi ajuți în mod efectiv, să vorbești cu omul, bă, vreau să cumpăr asta și asta, să le zici la parchet și să te duci cu ei să faceți flagrantul, să cumpărați asta. Îți dă DICOT-ul niște bani. Banii nu sunt ca în filmele americane, că scrie filaj pe ei și se duce la lampa ultravioletă. Banii, fiecare bagnotă are câte o serie, cum avem fiecare serie la bagnote, DICOT-ul doar notează seriile într-un carnețel și aia e. Și te duci cu DICOT-ul și cumperi marfa și dai banii. Asta înainte să fii propus către arest. Dacă ești propus pe arest, nu o să mai poți să faci 16 după aia, pentru că nu o să te scoate nimeni din arest ca să faci asta. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru a da pe cineva în primire, din punctul de vedere al cantității, a ceea ce caută ei? DICOT-ul mereu o să ceară cel puțin egal sau mai mult. Adică dacă îl prinde pe unul cu 600 de grame de iarbă și ăla vrea să toarne pe cineva cu 10 grame de iarbă, niciodată nu o să accepte așa ceva, dar dacă îl prinde pe unul cu 10 pastile și ăla vrea să le dea 10 grame de speed, zice, 10 cu 10 e egal, se poate face asta. De trebuie să fie o cantitate egală sau mai mare. Ăsta e singurul criteriu de care se ține cont. Ce s-a întâmplat cu cel care te-a turnat pe tine? Cu cel care m-a turnat pe mine, parchetul i-a spus să nu părăsească țara, să nu se sustragă de la urmărirea penală, iar el a făcut exact opusul, s-a panicat și a fugit în Spania. Este foarte important de menționat lucrul acesta. De ce? Pentru că una din condițiile ca să primești o pedeapsă cu suspendare este să spui că ești de acord cu munca în folosul comunității. Judecătorul, la judecată, te întreabă dacă ești de acord sau nu să prestezi munca. El, pentru că era plecat în Spania, n-a putut să fie prezent la judecată, să fie citat acolo, să răspundă că e de acord. Deci, prin urmare, a primit o pedeapsă cu executare, l-au găsit până la urmă în Spania și l-au adus în România să execute pedeapsa.
În privința desfășurării de forțe, merită ca din banii oamenilor să aduce atâta poliție pentru cineva care dealărește sau care a ajutat un prieten cu o cantitate atât de mică? Din punctul meu de vedere, nu. Nu o să vezi în nicio țară europeană să se facă atâta scandal să aduci 6 polițiști de la BCCO în civil pentru așa ceva. Dar, din punctul de vedere al parchetului, ei vor să ajungă la cantități mai mari. Se fac arestări prin turnătorie, nu prin hackereală, cum spuneam mai devreme. Și atunci pe tine te prinde cu jumătate de gram că i-ai dat lunul, vor să se ducă la băiatul care are 10 grame, pe băiatul care are 10 grame îl ia, se duce după aia la băiatul care are 50 de grame, după aia la băiatul care are 100, după aia la băiatul care are 300 și așa mai departe. Este un lanț întreg în care se străduiesc să prindă peștele cel mare și distrug viețile a o grămadă de oameni care au făcut și ei obișniță sau doar și-au așteptat un prieten fără să aibă niciun interes material, fără măcar să-i ciupească marfa să tragă și ei, doar pentru chestia asta. Doar ca să ajungă la final la peștele cel mare. Dicotul nu o să se laude niciodată că a confiscat jumătate de gram, o să se laude că a confiscat 100, 200, 300 de grame, dar adevărul e că în spatele acestui dosar mare este doar vârful icebergului, în spate sunt o grămadă de tineri care au viețile distruse din cauza asta pentru cantități minore până să ajungă la băiatul ăla mare. Vreau să vă mulțumesc tuturor că v-ați uitat la emisiunea aceasta. Dacă doriți să susțineți proiectul cu High Life, vă puteți abona la mine pe Patreon. Aveți linkul în descrierea clipului. Dacă nu doriți să mă ajutați cu Patreonul, măcar să dați un follow pe Instagram. Mă ajută enorm de mult follow-ul pe Instagram. Un like la acest clip pe YouTube ajută foarte mult să hackerim împreună algoritmul de YouTube. Dacă aveți o afacere pe care doriți să o promovați, îmi puteți scrie și vă putem ajuta noi să apăreți în episoadele viitoare, pentru că probabil brandurile mari nu o să susțină niciodată o serie despre droguri și educația privind legea din România și drogurile, deși este păcat că asta trebuie susținut. Și vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Sper că vă place mai mult noul fundal, deși nu l-am schimbat, am pus o lumină MOV pe fundal. Mulțumesc frumos și să aveți o seară bună în continuare.